Prea iubiților, vă invit să vă ridicați și cu respect să urmărim cuvântul sfânt din Scripturile lui Dumnezeu pe care să le deschidem la Cartea Genesa, capitolul 19 și începem citirea cu versetul 12 și vom continua până la versetul 29. Un cuvânt de altfel cunoscut, să îl înnoim încă o dată în memoria noastră. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul vroia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte, ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că îți fac și hatârul acesta, nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, își nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele Tsoar, adică mic. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stel de sare. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragi frați și surori, aș dori ca împreună să glorificăm și să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Căci binecuvântându-L pe El, ne atragem binecuvântarea sa. Deci Dumnezeu a spus, voi binecuvânta pe cine mă binecuvântă sau mă va binecuvânta. Iată dar că nu trebuie neapărat totdeauna să cerem binecuvântări, așa cum se spunea aici, nu este formată vorba pe cerut. Dând, primim. Și binecuvântând pe Dumnezeu, suntem binecuvântați. Și ceea ce binecuvântă Dumnezeu, așa rămâne. Binecuvântat să fie, slăvit numele Lui. Amin.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndurarea sa cea mare pe care mi-a acordat-o, să mai pot fi la dispoziția lui pentru slujire și faptul că în această seară împreună cu Ana, soția mea, suntem împreună cu dumneavoastră la închinare, este o dovadă a harului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit și ne îngăduiți să fim împreună cu dumneavoastră la închinare. Poporul nostru este un popor care știe să se adapteze la situații și este cunoscut în popor faptul că românul știe să facă haz de necaz. Adică știe să privească lucrurile în așa fel încât să nu le pună toate la inimă. Și obișnuitul ce mai faci cu răspunsul bine este așa la îndemână și câteodată nu prea corespunde realității răspunsul, dar ne-am obișnuit să spunem mereu bine. Îmi plac oamenii deschiși. Îmi plac oamenii care știu ce înseamnă o glumă bună. Biblia vorbește despre glume proaste, dar despre un cuvânt așa care să destindă, să creeze o stare de comuniune. Un cuvânt de acest, mie îmi place. Dar, repet, nu-mi plac glumele proaste. În această seară aș vrea să vă vorbesc despre glume. Stați liniștiți, știu în ce conjunctură mă găsesc și niciodată n-am făcut glume proaste în biserică. Dar despre cuvântul acesta aș vrea să vorbesc puțin în această seară și de la început să stabilim despre ce vorbim. Și anume, nu glumi cu ceea ce nu este de glumit. Sunteți de acord? Nu glumi cu ceea ce nu este de glumit. Cineva spunea că a glumi cu lucrurile serioase este dovadă de ușurătate. A glumi cu lucruri care au greutate și influențează viața este dovadă de ușurătate. Uneori nici nu ne dăm seama cum am putea să luăm în glumă anumite lucruri serioase. Și ținând cont de împrejurări și de timp, mulțumesc fratele George că mi-a dat o îngăduință, dar sper să nu trebuiască să mă folosesc de aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu citit aici din Cartea Sfântă, așa cum spuneam de la început, un cuvânt cunoscut, poate pentru unii mai incomod, mai ales în contextul în care societatea românească și nu numai, societatea de oriunde a ajuns în vremea aceasta, când trebuie să fii atent la ce vorbești și despre cine vorbești și despre ce vorbești ca să nu intri în bucluc. Adică în necaz, încerc să țin cont că sunt tineri care cunosc mai greu anumite expresii pentru cei mai în vârstă obișnuiți. Este vorba aici de prezența îngerilor, se spunea aici despre îngerii care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul ca să-i scape din primejdie. Dumnezeu a trimis îngerii lui pentru că acolo în Sodoma erau niște suflete care se chinuia.
Îngerii aceia au venit în cetate, istoria este mai lungă, cei care vreți să o reîmprospătați, citiți, vă rog, din context. Și Lot, pe care Scriptura îl declară neprihănit, zice că neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi pentru tot răul pe care îl vedea că se întâmplă în jurul lui. Lot, neprihănitul acesta, era în piață și când a văzut îngerii care s-au prezentat acolo, nu erau cu are și nu străluceau așa ca să ia privirile, ci era o teofanie, o prezentare într-un chip omenesc. Și a crezut Lot că sunt niște străini, i-a primit în casă vrând să îi ferească de stricăciunea celor din cetate. Istoria este mai lungă. Și cuvântul începe cu momentul când bărbații aceia, îngerii lui Dumnezeu, i-au spus lui Lot: pe cine mai ai aici? Pe toți pe cei pe care e aici, scoate-i din cetatea aceasta, pentru că se va produce prăpădul, mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui asupra cetății acestea din pricina răului care a ajuns deja până la Dumnezeu. Și zice că Lot a ieșit, era Noa. A ieșit, s-a dus la gineri și le-a făcut vestirea aceasta zicând: sculați-vă, ieșiți din locul acesta, Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că el glumește. Aici sunt multe comentarii, unii cred că le-ați cunoscut, puse pe seama lui Lot, unii îl fac neserios, nesimțit, glumeț. Nu spune Biblia că Lot era glumeț. Biblia spune că Lot era neprihănit, nu? Neprihănitul acesta. Că s-a întâmplat altceva în percepția celor care au primit vestirea. Asta li se atribuie lor. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că cuvântul acesta este o glumă? Eu vreau să comunic. Credeți că cuvântul acesta este o glumă? Credeți că Dumnezeu care a trimis cuvântul acesta este glumeț? Nici de cum, niciodată să nu treacă cuiva prin cap așa ceva. Și totuși vă întreb, câți oameni din jurul nostru nu consideră că acest cuvânt este o glumă? Câți? Pentru că dacă n-ar considera așa, l-ar primi ca atare, l-ar crede, l-ar trăi, dar foarte zice: lasă-mă, domnule, cu poveștile astea. Încerc să-i spui despre mântuire, să-i prezinți Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. E mulți sunt, ale zice, astea sunt niște glume. Mulți iau cuvântul lui Dumnezeu în glumă. Și știți de ce? Pentru că le place păcatul mai mult. Aici, cuvântul lui Dumnezeu și în general când se vorbește despre Sodoma și despre Gomora, se înțelege păcat. Păcat în forma cea mai grosolană. Și ceea ce este trist e că oamenii glumesc cu cea mai gravă problemă a omenirii. Știți care e ea? Se vorbește despre încălzirea globală, despre topirea ghețarilor, despre ridicarea nivelului oceanului, despre inundarea unor părți. Știți voi, unii și tremură pe aici prin America. Problema cea mai gravă a omenirii nu este încălzirea globală. Pentru unii, cea mai mare problemă a omenirii este subțierea stratului de ozon. Și zice că nu vom mai putea să existăm, că nu mai avem ce să respirăm. Pentru alții, problema cea mai gravă a societății, sau încă o problemă gravă a lumii, a prezenței, este explozia demografică, adică nașterea de fii, de copii. Și de aceea îmbătrânesc populațiile țărilor.
Până și România are probleme că îmbătrânește populația, scade. Sunt multe probleme, că nu va mai fi suficient combustibil pentru mașini și pentru alții. Că nu va mai fi hrană suficientă pentru populația care crește. Mă opresc aici cu prezentarea unor aspecte care sunt o problemă socotită pentru societatea omenească. Nu totdeauna au fost problemele acestea. Unele au fost și au trecut, altele sunt, altele vor veni. Vreau să vă spun, cea mai gravă problemă cu care se confruntă societatea omenească, începând din rai și până când Dumnezeu va zice amin, s-a sfârșit cu asta, este păcatul. Cea mai gravă problemă a omenirii este păcatul. În cartea Proverbele, în capitolul 14, cu versetul 34, s-a scris, în prima parte, zicându-se că neprihănirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul este problema tuturor popoarelor. Și aici, în locul unde a ajuns Lot și familia lui, era păcatul. Era păcatul în toată urăciunea lui și să nu arătăm tare cu degetul spre vremea aceea și spre locul acela, că în vremea aceasta, păcatul acesta, sodomia, a ajuns aproape să fie legiferat în multe țări. Și România este presată pe direcția aceasta. Cea mai gravă stare pe care poate să o înregistreze un om este să îi separă păcatul o glumă. La o glumă râzi, la o glumă te simți bine că se destinde atmosfera și așa mai departe. Cartea Proverbelor, în același capitol amintit mai înainte, repet, capitolul 14 cu versetul 9, stă scris: cei nesocotiți glumesc cu păcatul. M-am frământat în duhul meu pentru mesajul din această seară. Și Dumnezeu m-a călăuzit încet, încet, cu gingășie, spre înțelegerea acestui mesaj, care, nu fac un secret, nu este prima dată când îl predic. Dar m-am văzut închis din alte părți spre care mă îndreptam la acest cuvânt. Nu glumi cu păcatul. Nu glumiți cu ceea ce nu este de glumit. Păcatul este rușinea popoarelor, am amintit. Păcatul distruge. Distruge relații. Relații dintre semeni, relații dintre soți, relații dintre frați, relații dintre părinți și copii sau copii și părinți. Și mai cu seamă distruge relația dintre oameni și Dumnezeu. Și cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Odată am auzit un tânăr care, argumentând anumite lucruri, a spus un neadevăr. Deși elegant știm să ne acoperim noi lucrurile folosind sinonime. Era minciună, mă, fraților, o minciună. Și l-am oprit și am zis: ce vorbă e asta? A înțeles că nu e de bine și a zis: asta e o figură de stil. Pentru el, minciuna era figură de stil. Poate vă mai amintiți și cei mai în vârstă,
pe la școală învățam figurile de stil, epitetul, comparația, hiperbola și câte și mai câte, acolo nu vreau să... Pentru el minciuna era figură de stil. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă a lua ușor păcatul, a glumi cu păcatul. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Dar cine sunt cei nesocotiți? Tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 13, cu versetul 13, stă scris: cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu, să pierde. Aveți deja prezentat acolo, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu, să pierde. Gândiți-vă că am citit aici despre femeia lui Lot. Nesocotind porunca lui Dumnezeu, s-a pierdut. Și astăzi nesocotești și mâine nesocotești, dimineața nesocotești, după masa nesocotești, la începutul anului nesocotești, în cursul anului nesocotești, la sfârșitul anului nesocotești și știți ce se întâmplă? Se întâmplă că ajunge la situația când cu ceea ce te îndeletnicești, aceea devine nume. Vorbesc celor care își mai amintesc din țară, poate că în sat, și vorbeam nu de mult cu cineva, erau persoane în sat care nu le cunoșteam pe nume, ci după poreclă, ce și asta, este un nume dat potrivit cu îndeletnicirea, cu ocupația lui. Așa era Moraru Bunăoară, nu știam cum îl cheamă, târziu am aflat cum îl cheamă, dar el era Moraru și era un reper până la Moraru, pe lângă Moraru și așa mai departe. În sala, când am crescut, am văzut un om îmbrăcat în negru, care în unele împrejurări cu trăiera prin sat și am aflat că e popa, preotul satului. Și așa era popa. Am întâlnit pe popa. Sau era un reper în sat la noi unde am crescut eu, era o denivelare mare și zice acolo când se coboară de la popa în jos. Eram hăt mare când am aflat că pe popa din sat îl cheamă cumva cu nume și prenume. Și am fost foarte șocat. Cum adică să-l cheme Căienarul Gavril? Că ăsta-i popa! Și așa mai departe. Așa era fierarul satului, așa era poștașul, era poștașul. Vine poștașul, a trecut poștașul, n-a trecut încă, poștașul, și așa mai departe. Și spune Scriptura că cine nesocotește cuvântul lui Dumnezeu, până la urmă își pierde identitatea lui și devine altceva. Nesocotit. Tot nesocotește, devine nesocotit. Și nesocotitul acesta nu numai că devine indiferent față de cuvântul lui Dumnezeu, ci începe să iubească altceva. Începe să iubească păcatul. Glumește cu păcatul. Se simte bine în anturajul păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința. Atunci când a fost cearta între slugile lui Avram și slugile lui Lot. Și când Avram s-a dus și a spus: nu-i bine să fie ceartă între mine și tine, între slugile mele și slugile tale, pentru că suntem frați. Țara e înainte, alege tu. Eu iei la munte, eu îl așez. Eu apuc la dreapta, eu apuc la stânga, de apuci tu la stânga, mă duc eu la dreapta. O singură condiție, să nu fie ceartă între noi, că suntem frați. Lot a ales câmpia
Și și-a așezat corturile unde? Unde? Lângă. Foarte bine. Lângă. Lângă Sodoma. Unde îl găsesc îngerii când vin aici ca să pună în rânduială lucrurile cum le-a poruncit Dumnezeu să-l scape pe Lot? Unde era Lot? Și în casă. Nu era în cort, era în casă. Și casa era în Sodoma. Nu știu ce s-a întâmplat. Și-a părăsit el corturile și și-a făcut casa? Eu mai degrabă am o altă imagine. Că s-a extins Sodoma. S-a extins. Mai o casă, mai o casă, mai. Și până la urmă l-a înconjurat pe Lot și nu mai potrivea cortul cu mijlocul cetății. Să stai în cort în mijlocul cetății. Aiurea. Părăsit cortul, l-a strâns, l-a îndepărtat și și-a făcut casă. Oameni buni. Aceasta este strategia diavolului. Nu trebuie să te duci și să te arunci dintr-o dată în păcat. Este suficient să începi gluma cu păcatul, să cochetezi cu păcatul. Cât de ușor poate să cuprindă păcatul bărbați și femei, tineri și tinere. Știți de ce? Nu se aruncă în mijloc, se apropie. Tracu urechea sau nu pot să fugă și sunt nevoit să asculte, dar de la ascultare și până când a urmări după aceea și a dezvolta vorba rea sau sugestia vinovată și păcătoasă este distanță. Sunt oameni lângă care stai, cu care muncești sau cu care înveți și care spun glume proaste. Și te sfiești la început, dar după aceea începi să râzi la glumele cele. Și asta este lângă Sodom. Este lângă Sodom. Sunt bancuri care se spun să se întrețină atmosfera. Și de la o vreme nu se mai spun. Și tu, pocăitule, vrei să întreții atmosfera. Și spui și tu un banc. Întâi, este unul așa, mai aproape de acceptat, dar vezi că nu râde nimeni. Și atunci vii și spui, unul așa mai de ochiat să râdă. Samson când s-a însurat, a fost în atmosfera aceea unde se spuneau, probabil și glume. Se întreținea atmosfera, dar la un moment dat aceasta a lâncezit. Și atunci a început să spună el. Ce căuta el acolo? Știm când. S-a dus și a găsit o femeie și a spus părinților, luați-mă că-mi place. Și era dintre filisteni. Când ceilalți nu mai aveau deja cu ce să întrețină atmosfera, trebuia el, s-a băgat și evreul, s-a băgat și pocăitul, să spună și el ceva. A spus ghicitoarea aceea cu o înțelegere, dacă îmi spuneți cum ce înseamnă, vă plătesc eu 30 de haine de schimb, dar dacă nu îmi spuneți, îmi dați voi 30 de haine, 30 de costume, bă, să ai un costum pentru fiecare zi, grozav. Și de aici au ieșit scandal, de aici au ieșit probleme. Nu vreau să vă înșir, știți situația sau căutați o carte a judecători. Vedeți, aproape. A privit spre țara filistenilor. S-a dus spre țara filistenilor. A văzut o fată. Uitându-se, i-a plăcut fata. S-a dus apoi și a spus părinților, respingând obiecțiile acestuia, sunt fete în Israel și nu se cuvine. Luați-mi-o că-mi place. Și lucrurile au denaturat. Dragi tineri,
Iubiți bărbați, stimate femei, nu vă jucați cu Sodoma. Așezarea lângă este o poziție foarte periculoasă, că se întinde ca o caracatiță și îmbrățișat. Este cineva din Baia Mare aici? Baia Mare, din țară, din orașul Baia Mare. Nu-i nimeni? A? Vreau să vă spun, nu înțeleg, este sau nu este, dar nu este nicio problemă. Când s-a făcut gara în Baia Mare, s-a făcut departe de oraș și era și o discuție acolo. Deci e așa departe gara de oraș, trebuie să te duci până la gară, atât. Probabil unii ați trecut recent prin Baia Mare, poate ați mers și cu trenul, n-are importanță. Vreau să vă spun, gara din Baia Mare este înconjurată de blocuri. În fața gării este un imens sens giratoriu. Pornesc de acolo străzi într-o parte și în alta și gara este deja încorporată în Baia Mare, în orașul Baia Mare. Nu s-a mișcat gara, ea a rămas acolo. S-a mișcat orașul, s-au făcut alte și alte blocuri, străzi și gara din Baia Mare este în oraș. Dacă vreți să mă verificați, puteți să faceți. Lot s-a pus corturile lângă și Sodoma l-a înghițit. Nesocotitul grumește cu păcatul și păcatul îl va sugruma într-o zi. Dar iată îndurarea lui Dumnezeu și șansa pentru ginerii lui Lot, cel puțin. Că Lot s-a dus să le transmită cea mai mare veste pentru a rezolva cea mai mare problemă. Ieșiți, plecați, haideți, mergem să ieșim că vine prăpădul. Dar ei au crezut că glumește și au socotit cea mai mare veste, o glumă. O glumă. Cea mai mare veste. Aveți șansa să scăpați, aveți șansa să trăiți. Și ei au zis, e o glumă. Și probabil că s-au întors pe partea cealaltă, fiind noapte, și au dormit noi. Să sintetizăm. Nu glumiți cu ceea ce nu este de glumit. Nu glumiți cu păcatul și nu luați în derâdere și nu ne socotiți cuvântul lui Dumnezeu. Probabil de aici va fi cineva care spune, frate, suntem toți pocăiți aici. Slavă Domnului! Dar punem oare preț pe cuvântul lui Dumnezeu așa cum se cuvine? Înțelegem noi spre ce ne-am pornit? Recunoaștem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, în fiecare moment? Sau socotim că unele lucruri stau altfel? Nu glumi cu păcatul și nu lua în glumă cea mai mare veste, că există salvare. Și vreau să spun în această seară, pentru sufletul care nu mai vede nicio salvare și nicio ieșire, cuvântul lui Dumnezeu spune, și aruncați asupra voastră, asupra mea, toate poverile voastre și eu voi îngriji de ele. Indiferent cât de gravă este problema, există șansă la Dumnezeu și Dumnezeu să dea putere de încredere în cuvântul sfânt. Amin? Nu glumiți cu păcatul. În Epistola către Evrei, în capitolul 12, cu versetul 1,
Cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar, dacă poate să fie și afișat, e mai ușor decât să mai căutăm prin Scripturi, deși de preferință este să avem Scripturile la noi. Iată ce spune. Și noi, dar, fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Păcatul înfășoară lesne, foarte lesne. Ați văzut cât de ușor se înfășoară în anumite împrejurări șarpele? Ați văzut acei șerpi constrictori care nu sunt veninoși? Dar asta nu înseamnă că sunt inofensivi. Cât de ușor când ajung la pradă, imediat se înfășoară împrejurul prăzii și o presează și o înghit. Așa este păcatul. Așa este Satana. Urlă ca un leu și caută pe cine să înghită. Nu glumiți cu păcatul, indiferent sub ce formă s-ar prezenta. Tot ceea ce vi se spune, tot ceea ce vi se propune, tot ceea ce vi se oferă, verificați prin cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Slăviți să fie Domnul! Îngerii au spus, după ce i-au scos afară, că mai zăboveau acolo. I-a prins de mână unul pe Lot și pe nevastă, cred, altul pe cele două fete necăsătorite și i-au scos afară din cetate pentru că aveau ordin, îngerii aveau ordin de la Dumnezeu să-i scape. Și le-a transmis condițiile că nu putem merge de capul nostru. Și dacă vrem, nu putem să ne ducem după ceea ce ne trece nouă prin minte, ci ca unii care beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, trebuie să ne supunem condițiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu pune condițiile, nu noi. Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Și Lot a intrat la târguială. El n-a spus, Doamne, glumești! Ce a intrat în târg cu Dumnezeu și a spus, nu, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, totuși vreau să spun ceva, Doamne. Eu nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Și atunci începe să-i spună, să-i dea directive lui Dumnezeu, uite, cetatea aceasta este așa de aproape, este așa de mică și începe să viseze. Doamne, este așa de mică și să scap în ea, să mă... Doamne, minunea va fi și mai mare, dacă ar fi o cetate întărită, e mare lucru că cineva scapă, dar într-una mică să scap, e minunea și mai mare, câteodată noi dăm sfatul lui Dumnezeu. Alminte spune, Doamne, pe altarul sfânt jertfim credință. Dar ne târguim cu Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ai zis la munte, dar vreau să spun ceva. Pe mine mă lasă genunchii și eu știu că n-ajung până acolo. Adică noi știm mai multe decât Dumnezeu. Câteodată credem că putem mai mult decât știe Dumnezeu și câteodată noi spunem, Doamne, Tu nu-mi cunoști puterile, îți mai puține. Nu, Dumnezeu ne știe pe fiecare, slăvit să fie numele Lui. A nu te duce pe mâna lui Dumnezeu, a nu te duce pe cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă vinovăție, înseamnă păcat. Târgul pe care l-a făcut Lot, și care până la urmă a fost acceptat de înger și a spus, bine, îți fac și favoarea aceasta. Nu nimicesc cetatea aceasta, dar grăbește-te să fugi în ea, că nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Și ți-a dat numele cetății
țoar, adică mic. Oameni buni, atitudinea pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea să influențeze nu numai starea noastră, ci să influențeze și pe cei din jurul nostru. Am stat de multe ori și m-am gândit la femeia lui Lot. Nu este timp în această seară să intrăm în detalii. Câte motive avea femeia aceasta să se încreadă în cuvântul lui Dumnezeu și să meargă pe mâna lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, când s-a auzit prăpădul din spate, când a căzut foc și pucioasă de la Dumnezeu din cer, femeia aceasta a făcut atâta rău. S-a întors să se uite înapoi. Acolo erau fiicele ei măritate, erau ginerii și oamenii aceștia nu erau afectați de stricăciunea, de păcatul sodomiei. Știți de ce spun afirmația aceasta? Pentru că erau căsătoriți, bărbat cu femeie, soț și soție, și nu erau de cei care condamnă Scriptura în sensul acesta. Știu că pentru unii este delicat să se facă asemenea afirmații, dar homosexualitatea este un păcat și stârnește mânia lui Dumnezeu. Dacă vreți, cei care doriți să vă documentați, capitolul 1 din Epistola către Romani. Citiți cu atenție acolo, până la versetul 18, dacă vreți, nu de la început, măcar de la 18, citiți până acolo. Ginerii aceștia nu intrau la categoria care erau ceilalți din Sodom. Femeile acelea nu intrau, soțiile lor, nu intrau la categoria aceea. Și totuși au pierit împreună cu nelegiuirea cetăților. De ce? Pentru că au glumit cu ceea ce nu era de glumit. Au socotit că este glumă cea mai mare veste care le asigura salvarea. Și n-a mai ajuns să se bucure de viață nici soția lui Lot, care era nevasta unui bărbat, care n-a dat în cap la nimeni, n-a aprins casa nimănui și n-a stricat familia nimănui. Dar care a făcut ceva? A nesocotit porunca lui Dumnezeu, a călcat condiția care spunea să nu te uiți înapoi. Și a rămas tâlbisar. Da, și m-am gândit, oare de ce femeia aceasta a făcut ceea ce a făcut? S-ar putea să fi fost ajutată în gestul acesta, cu ghilimele necesare, de atitudinea pe care soțul ei a avut-o puțin înainte, când s-a târguit cu Dumnezeu. Când a spus, Doamne, Tu ai spus la munte, dar eu vreau să spun că nu ajung până acum. Că eu îmi cunosc puterile și nu pot să ajung până acolo. Doamne, lasă-mă în cetatea asta, Doamne, lasă-mă în cetatea asta. Și femeia a văzut că Lot a fost îngăduit să facă așa. Dacă el a reușit, ce mare lucru să... Eu nu mai întreb pe Dumnezeu, că ce e o problemă. Lot s-a târguit pentru că era o problemă mare, Doamne, să se oprească, să nu mai meargă, dar eu am să mă duc. Eu voi continua să mă duc, dar mă voi uita și în spate. Că nici el n-a pățit nimic și nu o să pățesc nici eu nimic. Dar lucrurile n-au stat așa. Când femeia a călcat cuvântul, a fost prefăcută într-un stâlp de sare. Nu lua în glumă judecata lui Dumnezeu. Nu lua în glumă judecata lui Dumnezeu. Nu socotică vorbirea despre judecata lui Dumnezeu și despre pedeapsa lui Dumnezeu este o glumă. Că cine a crezut așa s-a înșelat amarnic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre cei care erau în Atena, în Areopag, acolo s-au strâns, îl asculte pe Pavel. Ia să vedem ce mai vrea să mai spună și palavra aceasta. Și Pavel a început să le spună despre
Dumnezeu care era Creatorul, unicitatea lui Dumnezeu. Le-a mai spus despre atitudinea lui Dumnezeu, că nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar că poruncește. Lot și familia lui au primit poruncă. Noi am primit poruncă și porunca primită de noi este pocăință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Iar revin. Ceva îmi spune că există un duh de opoziție aici, socotind că, de fapt, acest cuvânt nu se potrivește fiind aici toți mântuiți, pocăiți. Doamne, ce frumos e să fii pocăit! Și ce frumos e când pocăiții se pocăiesc! A poruncit tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Era vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și înțelepții aceia au spus, cu privire la învierea din morți și la chestiile astea, te vom asculta altă dată. Adică a luat cuvântul acesta despre judecată, despre învierea din morți, ca o glumă. În Cartea Faptele Apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, în capitolul 24, versetul 25, unde ni se arată că Pavel s-a întâlnit cu Felix, care era dregător, cu soția acestuia care era iudeică, și l-a chemat și l-a ascultat despre credința în Hristos. Versetul 25. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și l-a mai chemat. Unii spun că n-a mai avut niciodată prilejul, nu e adevărat. Cine citește, citească până la capăt. Zice astfel, totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el, dar nu s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Și câți nu socotesc astăzi, până și dintre pocăiți, că judecata lui Dumnezeu este o glumă? Ca să nu mai spunem despre cei care, din afară, care n-au niciun respect și caută ei de o vezi și vin să-ți văd judecata lui Dumnezeu. Auzi că fiecăruia după fapta lui, după vorba lui. Nu? De unde? Pedeapsă, foc, iad. Și unii se chinuiesc să afle cam cu ce resurse va face Dumnezeu ducerea la judecată. Zice, de unde atâta combustibil, de unde atâta lemne? Ca să ardă și să nu se mai stingă. Ce grijă îi mâncă pe unii. Știți de ce? Pentru că iau în glumă judecata lui Dumnezeu. Ce în această seară vreau să vă spun tuturor celor ce sunteți aici. Dacă poate problema cu păcatul ați rezolvat-o, dacă față de cuvântul lui Dumnezeu mai aveți cât de cât respect, vă implor în numele Domnului Iisus Hristos, nu luați în glumă judecata lui Dumnezeu. Judecate care stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Nu luați în glumă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Daniel, în capitolul 4, acolo unde se vorbește despre visul împăratului Nebucadnețar cu copacul care va fi tăiat, care va fi lăsat, despre faptul că va fi acolo în pustiu și că va ajunge la o stare ciudată împăratul acesta. Va mânca iarbă ca și bou,
va crește părul ca și penele vulturului, ghiare ca și la răpitoare. Și după ce îi tâlmăcește acest vis, Daniel spune ceva, capitolul 4, versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. Când? După 12 luni. Poate că o zi, două, trei, patru, șapte a tremurat. Dar a văzut că e bine, mersi. Nu s-a întâmplat nimic. A trecut o lună, au trecut două. Povești. Glume. Au trecut 10, au trecut 11 luni. Și s-a mai scurs și a 12-a lună. Și după 12 luni, când el era pe acoperișul palatului lui și se lăuda că ăsta e Babilonul pe care el l-a făcut spre slavă lui, cu puterea lui, a venit un glas de la sfatul ceresc și a spus: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Se consideră că a avut o boală psihică. Unii afectați de asemenea maladie se cred altceva decât sunt, se cred lupi, încearcă să sfâșie, să muște, alții lei. Probabil că ăsta s-a crezut bou și s-a manifestat ca atare și l-au luat și l-au scos din împărăție. Și vremurile hotărâte a păcut iarbă ca și bou. A fost udat de roa cerului de ploaie. A crescut părul pe el ca la sălbăticiuni și unghiile ca și gheare. Până când el însuși spune, zice că după trecerea acestor vremuri m-am uitat în sus și mi-a venit mintea la loc. Mi-a venit mintea la loc. Și un om cu minte nu mai ia în glumă lucrurile lui Dumnezeu, nici judecata lui Dumnezeu, după cum nici cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, când ne-avem mintea la loc, am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Slăvit să fie Domnul! Amin. Condițiile le pune Dumnezeu în noi. Lot s-a jucat cu hotărârile lui Dumnezeu. Femeia lui Lot a crezut că nu este o problemă dacă încalcă porunca celui preanalt. Cine socotește cuvântul lui Dumnezeu să pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Fie ca harul ceresc să rămână peste noi. Avem de-a face cu cea mai serioasă problemă din întreg universul. Avem de-a face cu mântuirea lui Dumnezeu. Avem de-a face cu salvarea lui Dumnezeu. După cuvântul sfânt, să-L credem, să nu-L nesocotim. Să ne ducem pe baza cuvântului lui Dumnezeu, chiar când cei din jurul nostru toți trăiesc altfel și se comportă altfel. Să ne ducem pe mâna lui Dumnezeu până la capăt, după condițiile pe care El le pune. Să nu ni se pară că Dumnezeu glumește vreodată cu noi, că își încalcă cuvântul sau că nu veghează asupra Lui să se împlinească. Adică să beneficiem și să fructificăm șansa pe care ne-a pus-o Dumnezeu înainte. Și fetele căsătorite și ginerii lui Lot au avut șansa și au dat cu piciorul în ea. Și femeia lui Lot a avut șansa să fie izbăvită. Și un gest simplu, dar care
era împotrivă de față de porunca ce a primit-o, a făcut-o să rămână de pomină. Și nici fetele care purtau Sodoma în sufletul lor și în cugetul lor, că unii nu făptuiesc păcatul la modul grosolan, dar îl poartă în cugetul lor, în sufletul lor. Fetele nemăritate au ieșit din Sodoma, dar au ieșit cu spiritul Sodomei în sufletul lor. Frați și surori, știm spre ce ne-am pornit? Lot, când a fost scos din casa lui împreună cu soția și cu fetele necăsătorite, erau pe drumul spre viață, dar pe drum sunt reguli. Ne-am pornit spre împărăția lui Dumnezeu? Da? Regulile face împăratul cel veșnic al acestei împărății. Și noi trebuie să spunem cu smerenie și cu dăruire: ajută-ne să facem voia ta. Amin.